Cer demisia lui Tudorel Toader, PNL și USR au depus o moțiune împotriva ministrului justiției și îl acuză pe acesta că a trimis România în trecut în perioada în care dosarele se rezolvau în ședințe de partid. Pentru acest motiv ar fi trebuit să vă dați de mult demisia. Nu e târziu nici acum. V-ați făcut de o cară în fața studenților, în fața colegilor dumneavoastră de catedră pe care nu îi puteți păcăli sau manipula. V-ați făcut de râs în fața întregii țări, mai puțin a lui Liviu Dragnea și compania. Dumneavoastră sunteți cel care aduce de servicii grave imaginii României în plan extern, nu atât prin vorbele pe care le rostiți mai mult sau mai puțin meșteșugit, cât mai ales prin fapte, au scris autorii în moțiunii. PNL și USR îl mai acuză pe Tudorel Toader că a ignorat complet rapoartele Comisiei de la Veneția și că a pus la îndoială profesionalismul experților internaționali. În același text, opoziția scrie că ministrul justiției nu a plecat urechea la nevoile reale ale magistraților și nu le-a asigurat condiții decente de muncă. Alte critici se la faptul că Tudorel Toader nu ar fi rezolvat problemele cu care se confruntă angajații din penitenciare și nu a făcut nimic pentru a ajuta serviciul de probațiune. Nu ați făcut mai nimic în folosul justiției, ci ați făcut suficient de multe și de grave lucruri în defavoarea justiției, motiv pentru care, în finalul evaluării noastre, după ce ați primit nota 4, vă rugăm să meditați dacă nu cumva a sosit timpul, să vă luați în primire postul de notar sau să vă reîntoarceți în avocatură, să apărați infractori în mod contra unui onorariu, nu pe bani publici, au arătat cei de la PNL și USR. Moțiunea se numește Ministrul Justiției, un ministru de nota 4, are 20 de puncte și a fost depusă în plenul Camerei Deputaților.